Astra s-a calificat în turul 3 preliminar al Europa League, unde va întâlni echipa West Ham United după egalul de aseară 0-0 pe teren propriu cu Inverness și 1-0 în deplasare. A fost un meci dificil de mare angajament, care a ținut cu sufletul la gurămile de spectatori de pe Marina Anastasovici. Arena unde, pe lângă fanii din Liga Astralilor Giurgiufeni, care i-au surclasat categoric pe rivalii din brigadă, au venit să susțină echipa oaspete aproape 500 de suporteri scoțieni. Sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor, sunt mulțumit de cum au putut să treacă peste acel eșec usturător. Ca și atitudine, nu sunt mulțumit de joc. Încă ducem lipsa unui atacant. A fost un joc dificil, o echipă bună care se vede că a câștigat încă o săptămână de pregătire față de meci unde când noi am câștigat la Inverness. Au câștigat ritm, la noi se vede oboseala, jucăm din două în două zile. După egalul cu Inverness și accederea în turul 3 preliminar al Europa League, jucătorii giurgiuveni au fost asaltați cu întrebări legate de transferuri. Cine pleacă de la Astra și cine va veni? Este întrebarea pe care și-o pun toți. Dar cei vizați sunt deosebit de evazivi și nu lasă să se înțeleagă mai nimic concret. Se simte în continuare jocul vostru lipsa atacantului? Ne dorim foarte mult un atacant și normal, se vede că nu avem un vârf de careu. Denis Alibek era un jucător important pentru noi, din păcate el se recuperează, dar eu cred că în câteva zile își va reveni și va începe antrenamentele alături de echipă. Vorbește el la Astra, parcă trebuia să ajungă la Steaua și el și de Amorim. Sau care-i poziția? Amândoi, și Denis Alibek și William de Amorim, sunt jucătorii Astrei. William a jucat astăzi, a făcut-o foarte bine și a adus aportul decisiv la această calificare. Nu știu, nu cred că va pleca, dacă era, au plecat până acolo. Nu știu, eu nu cred. O să vedem. Dar pentru tine ofertele din Orient, ceva adevărat? Vrei să pleci? Da, am primit ceva telefoane, dar nu este nimic rezolvat, să zic așa. Eu o să-mi fac treaba, aici la echipă și vom vedea pe viitor ce va fi. Mai multe amănunte despre meciul de aseară al Astrei, dar și despre transferurile jucătorilor, puteți urmări imediat după știri în partea a doua a ediției speciale. După dublul insucces în fața lui FC Voluntari, staful echipei Arsenal Malu nu a renunțat la ideea că mălurenii nu vor juca din acest sezon în Liga 3-a fotbalistică. Conducerea echipei a solicitat Federației Române de Fotbal înscrierea în Liga 3-a, iar dacă răspunsul va fi favorabil, mălurenii sunt pregătiți de această mișcare, care poate începe luna viitoare. Am aflat că cei de la Federația Română de Fotbal au foarte puține echipe de divizia de Liga 3-a înscrite și am zis să ne încercăm norocul printr-o cerere adresată celor de la competiție, care o să ajungă în final la președintele Federației Române de Fotbal, domnul Buranu, care va analiza cererea noastră și apoi va da un verdict, va fi sau nu va fi de acord. Despre șanse nu vă pot spune prea multe, nici noi nu știm exact ce șanse avem, încercăm să ajungem să jucăm acolo, dacă nu, cu siguranță vom lua de la capăt în Liga 4-a Giurgiuveană și vom încerca să atacăm ca și anul trecut promovarea în Liga 3-a pe criterii sportive. Accederea în Liga 3-a fotbalistică presupune pregătiri financiare și logistice deosebite. Sunt mălurenii pregătiți pentru această schimbare? Din punct de vedere financiar ne suntem complet pregătiți, adică putem duce un sezon de Liga 3-a de la cap la coadă. Singura noastră problemă ar fi stadionul. Nu știu dacă ar fi să intre, nu știu dacă am putea evolua pe stadionul de la Malu, dar cred că putem ajunge la o înțelegere cu cei de la Giurgiu pentru a evolua acolo dacă va fi cazul.